încântați de prezența dumneavoastră aici, Uniunea Artiștilor Plastici. Este onorată să găzduiască expoziția. La început. Este onorată Uniunea Artiștilor Plastici, revenim, este onorată să găzduiască în galeria Căminul Alte Etaj, care aparține de Centrul Artelor Vizuale, expoziția maestrului Dumitru Marcovei, artist consacrat cu performanțe binecunoscute atât în țară cât și în străinătate. Repet, este o onoare pentru Uniune, este o onoare pentru noi, este o onoare pentru domniile voastre, care, bineînțeles, domnii prezentele noastre, continuați acest lucru. Îi mulțumim, domnul Marcovei, că este prezent aici. O să rog pe binecunoscutul om de cultură și artă, ziarist, om de radio și așa mai departe. Mi este greu să-i ieși de toate titlurile, domnul Marius Stița, să ne... un pic de spovedanie, ca să spunem așa, nu față de, față de ceea ce simțiți. Mai aproape de microfon. Foarte bine a zis Mihai și cu spovedania, dar a zis bine și cu onoarea. Eu sunt cel mai onorat de aici, pentru că Dumitru Macovei, pictorul al cărui fan eram de mult și sunt continuare, m-a invitat, m-a solicitat să spun câteva cuvinte, acela un pic semi-oficial, în care de la care încolo începe expoziția să fie deschisă pentru public. Ar trebui să vă spun lucruri nemaiauzite și nemaivăzute despre Dumitru Macovei. Dumneavoastră știindu-l pe el și pe opera sa și evoluția de foarte mult timp. De aceea, așa cum spunea și Mihai, voi merge pe valențele și puterea unei mărturisiri sincere, așa cum am făcut întotdeauna. Și am să vă iau curajul și iau îndrăzneala să vă spun ceea ce văd eu în pictura lui Dumitru Macovei și cu bucurie regăsesc în această expoziție. În primul rând, văd foarte multă pictură. Ar fi trebuit să zic că m-am săturat de pictură, nu în niciun caz, niciodată. Numai că regăsesc în pictura lui Dumitru Macovei și în cadrele expuse în această seară, găsesc acea sete de tușe vibrată, pusă de un artist priceput, numește, care a văzut multe, care înțelege multe și are acel talent magic ascuns al creației între picturii. Al doilea lucru care mă face să vibrez la pictura lui Dumitru Macovei este culoarea. Este această, nu îndrăzneală, este această știință. Acest avantlâc, și spun clar acest lucru, știm ce înseamnă, al culorii, care îi permite unui pictor talentat, unui pictor temeinic, să folosească culorile acolo unde trebuie, unde le simte și unde ajungem și noi să le simțim. Este atâta hotărâre aproape pedagogică, didactică, această expresie cromatică a lui Dumitru Macovei, încât, desigur, sesizăm la un moment dat o întoarcere a firescului pe care îl măruim noi în jocul cromatic. Dar, de fapt, până la urmă, aceasta este arta și, de fapt, vom fi convinși că, într-adevăr, coasta de argint de la Baltic este roșie, așa cum se numește Macovei, și așa sunt culorile în cadrele sale de pictură pură, de pictură puternică, vibrată și expresivă. Este, pentru cei care privim din afară, ar putea zice că este o ușurință a concepe aceste carte, dar de la bătânul Hokusai încoace știm foarte bine că în creația plastică ușurința asta înseamnă ani, înseamnă multă sudoare, înseamnă mult timp și așa cum spun, am mult har. Tot ce, pe toate le regăsim într-un pictor adevărat, cel care, la fel ca în expoziția de aici, ne aduce acel plinos, prea plin de pictură, de pânză pe care s-au așteptat culorile în proces adânc profund de creație. Este acest element în care l-aș apropia pe Dumitru Macovei, acela de o pictură adevărată. Este, desigur, o renunțare la canonele clasice, dar nu în forma aceea, nu știu, contundentă, de revoluționară, ci din potrivă,
renunțarea la acele părți abrazive ale canonului care ne îndepărta la un moment dat de viața picturii în sine, este acel spirit viu pe care îl regăsim numai în jocul diplomatic. Pictura în fond este, din esență, culoare. Acolo se manifestă partea de creație, partea de viziune pe care artistul o pune, fiind dotat, desigur, cu talent și cu experiență și cu știință în ale picturii. Acolo este originalitatea artistului. Acolo unde fragmentează tușa și o face, o decompune în peisaje din mii și mii de tonuri de violet într-o serare la un moment dat, sau un vegetal care vibrează în toate culorile pe care am înțeles că le regăsim și în Curtea Maestrului de la Moinești, în florile care îl conjură și de care s-a înconjurat. Este această recompunere a peisajului, peisajului Domnului la un moment dat, artistul fiind acel curajos, ultima colegă, artistul, un curajos care face acest lucru cu peisajul și se confruntă cu el, îl citește, îi vorbește și îl regăsește, îl recompune în arta sa. Cu tot ce este bun al lui, această înțelepciune a culorii în care își recompune cadrul său pictural. Am încercat să spun câteva elemente, desigur, perceperea directă și privirea directă ne va dezvălui ceea ce spune și titlul, Unitate în diversitate. Este o anumită diversitate pe care artistul o recunoaște, dar, sincer să fiu, este una dintre cele mai plăcute diversități. Nu este vorba de o căutare și de un stop cadru al necăutări de artist la un moment dat, ci este, din potrivă, o probă a puterii, a descărușării în această creație plastică, a forței pe care artistul o demonstrează astfel. Și, repet, totul se transformă într-o vibrație extrem de înaltă, plăcută, ceea ce, de obicei, o numim artă. Vă mulțumesc și îl rog pe maestru să vă spun și câteva. Vă rugăm liniște! Cred că Marius s-a atins exact pe adevărat, să spun și eu, cred că mai bine să spun câteva minute și să le spun dacă se spune.